În urmă cu 100 de ani, regele Ferdinand, întregitorul și regina Maria mergeau la Varșovia, în Polonia, cu trenul regal. Istorici și autorități locale au vorbit despre acel eveniment și au dedicat o expoziție pe principala arteră turistică a Varșoviei. The visit of the Romanian royal couple had a significant symbolic importance as it was the first at the level of heads of state to the newly reborn Poland. May you recall that at the time both states were highly interested in consolidating their status achieved with tremendous sacrifices during the First World War. Expoziția va rămâne deschisă la Varșovia până pe 22 iulie și va face parte dintr-o serie de evenimente dedicate centenarului vizitei familiei regale a României în Polonia. La recepția de la Ambasada României din Varșovia au fost invitați ambasadori, atașați militari din țările NATO și ale Uniunii Europene, reprezentanți ai Ministerului de Afaceri și ai Apărării din Polonia, precum și militari români aflați în misiune în țara gazdă. If you pass by the park in the center of Warsaw and look at those beautiful pictures under the lovely trees in a summer light, you might miss the fact that this partnership was built out of a sense of duty for our country's national identities, sovereignty. În ultimele decenii, familia regală a României a vizitat Republica Polonă de 4 ori, iar regele Mihai I s-a întâlnit de 2 ori la București cu fostul președinte Lech Walesa, ultima dată în 2014.